Foști angajați ai minelor Petrila, Paroșeni și Uricani, dar și ai Societății Naționale de Închideri Mine în Valea Jiului, nu pot obține adeverințe cu salariile și sporurile necesare pentru pensie sau recalcularea pensiilor, scriu jurnaliștii de la Gazeta de Dimineață. Cei 22 de angajați care mai erau la societate au fost disponibilizați părăsind sistemul la 31 decembrie, iar Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului a rămas doar cu directorul general, deci nu are cine să caute în Arhiva societății și să întocmească adeverințele. Cei care au nevoie de adeverințe de la fostul loc de muncă trebuie să aștepte, nu se știe cât, pentru că nu are cine să le răspundă solicitărilor.